Eu gândesc, întâi de toate suntem cetățeni și ca și cetățenii ai țării, mai ales dacă este vorba de președintele țării, există o singură soluție. Nu să dăm din limbă și să discutăm la infinit, există mecanisme, există instituții, există posibilitatea de a face cereri, de a înainta, bine, nu cunosc toate definițiile juridice, dar de a face acțiuni. Șeful statului nu este categoric limitat în aceste acțiuni și dacă doriți, eu vin și cu un apel. Din momentul când se spune ceva și dacă nu suntem bârfitori, trebuie să vină proba. Există acțiuni, vrea să le facă, neapărat trebuie să le facă. Nu există altă cale ca și alternativă pentru discuții interminabile și tot felul de învinuiri reciproce. Aveți un răspuns de la europarlamentarul Anghicrit? Ați văzut după declarația dumneavoastră, dumnealui a scris pe Facebook, iarăși m-a întrebat dacă aveți curaj să spuneți ce mesaj v-a fost transmis din partea grupului politic la acea întrevedere. Vreau să vă zic că astăzi dimineață eu am contactat și am avut o discuție cu conducerea Partidului Social Democrat din România. Am discutat cu